drumul expres despre Moldova apare în ambele scenarii și cu toate acestea, nici până azi nu avem relansată licitația pentru studiul de fezabilitate. Nu avem relansată, nu avem relansată, că ea a fost lansată la nivel de proiecte de autostrăzi. A fost anulat? A fost anulat. Însă, în momentul în care au apărut cele două scenarii, scenariul pesimist și scenariul optimist, când am avut certitudinea că această autostradă spre Moldova va fi practic un drum expres de la Ploiești-Buzău, practic coridorul nou pe care îl știți și dumneavoastră, suntem în pregătire, în luna aceasta, luna octombrie, vor fi pe SEAP. Implementarea înseamnă 2015-2016. Da, în scenariu, în cel mai bun, teoretic, credeți dumneavoastră că putem să lansăm licitația, să semnăm contractul și să facem studii de fezabilitate până la final de 2016, când este programat în master plan? E posibil. E posibil. Da, puțin probabil. Acum, având în vedere condițiile geografice care există, nu ar fi un traseu greu de identificat acolo. Asta e un aspect. Al doilea, există câteva studii de fezabilitate mai vechi în ceea ce privește Ploiești-Buzău-Focșani care pot fi reactualizate și aici vreau să fac o paranteză, pentru că mereu se induce în spațiu public ideea că un studiu de fezabilitate expiră. Un studiu de fezabilitate nu expiră. Expiră acordurile, expiră avizele și așa mai departe. Se actualizează se datele, actualizează de trafic. Și așa mai departe. Dar dacă eu am un studiu de fezabilitate mai vechi, îl reactualizez și știu sigur că există de la Ploiești-Buzău-Focșani, deci practic 3/4 din acest traseu, pot să-mi permit să fac niște studii geo foarte bine, că de fapt aici e cheia unui studiu de fezabilitate, studiile geo, aici este marea noastră nenorocire, pentru că nu s-a acordat importanță studiilor geo. Ori noi nu mai acceptăm un studiu de fezabilitate fără studii geo bine făcute și urmărite de companie, pentru că am înființat unități de urmărire a proiectelor, de implementare a proiectelor, care urmăresc realizarea acestui studiu de fezabilitate, unui studiu de fezabilitate. Așa este la Sibiu-Pitești, așa în toate studiile de fezabilitate. Nu îi se confirmă nicio plată până când cineva din companie nu este prezent la studiul geo, la foraje. Apropo și la de companie.